Marius, când baie era puțin înghesuială la spălatul hainelor. De aici și până la ceartă nu a mai fost decât un pas. După Inga bag eu. Nu cred că noi eram aici deja. Uite rufele să aici. Cred că pentru trei rufe nu stăm, să stăm 10 ore. Nu păi, 10. Nu vă dau voie pentru că nu eram. Eram, a fost mașina goală, am plecat până dacă nu erați. Doamna Ecaterina, n-am... căutați numai așa ceva. Păi cum să fiți dacă nu erați păi aici? Cum nu eram? Am dar venit să băgăm și deja au băgat. Și am zis, lasă, acum ce fac? Că-i scot omului rufele? Păi nu le scoteați păi, uitați-le aici, pe ale mele care le-am lăsat. Nu, uitați-le acolo în coș dacă nu știți că am venit cu ele în brațe. Și era mașina ocupată, ce puteam să fac? Eu am crezut că aia ta, pe cuvânt, dacă nu. Da, mă, că am venit cu ele în brațe, uite-le acolo, în coș, în braț, ce, Doamne, iartă-mă. Nu vreau să mă... Dar eu nu vreau să mă cert cu dumneata atât. Mă lași să-mi bag rufele la spălație, cam atât. Și de ce nu mă las să le bag eu? Dar nu pot să vă las să vi le băgați, pentru că n-aveți cum să le băgați înaintea mea, pentru că eu am fost aici. De ce? Unde ai fost dacă eu stau aici? Mai femeia, Dumnezeu, nu mai căuta subiecte, uite. Am venit cu ele. Păi și cum adică ce dacă? Ești pe porță, pe ce ești? Păi și atunci, nu lăsa moale, întâi în tărâțămul și după aia te rog frumos, lasă-mă în pace. Pentru numele Lui Dumnezeu, lasă-mă în pace. Dar lasă-mă în pace. Găsești rufele, stau pe zi, mașina nu am nicio treabă cu rufele dumitale. Eu până nu le spăl, nu... Plec de aici. Așa am făcut de fiecare dată când am fost să spăl. Nu vă cert. Lăsați-o de data asta pe ea și bă, las eu, nu mi le spăl nici eu. Nu vă certați. Adică cum nu le spăl? Păi nu, dar e pe forță. Păi de ce nu le bagi? Lăsați-o pe ea și pe urmă le băgați dumneavoastră. De ce nu le bagi? Odată tu. Că nu vreau să mai auzim. Păi nu are nicio legătură, că tot mergem așa. Nu vă mai certați. Le bag dumneavoastră. Nu vezi cu mine că eu am alebe și nu vreau. Ok, le băgați în de ce nu-i vreau și prietena așa dacă uiți? De ce? Pentru că uitați câte are, de-aia noroc pe ea. Pentru că în fiecare dată am zis, lasă, nu mai spală o săptămână, dar nu vă mai certați. Dar nu mă cert, mă, dar nu vezi că uite ce-mi pace. Care o săptămână, mă? Că și eu tot de o săptămână. Dar și eu am săptămână de când n-am spălat. De când i-ați scos lui Adriana rufele din mașină, de atunci n-ați spălat? Da. O săptămână și... N-am ce să vă fac, că n-a fost cu intenție, eu am venit cu ele în brațe, dar dacă copilul ăsta le-a băgat, eu ce puteam să-i fac, să-i le scot? N-am știut că nu era nimeni și am zis și a băgat și era și pe mașină și le-am scos, că dacă erau de nu-i le scoteam, în niciun caz, că nu-s nebun. Sau opream mașina să-i dar le eu vă spun, doamna Ecaterina. Haide mă, faceți listă. De multe ori mi le spăl la duș. Un training și un tricou mi-l spăl la duș când îmi fac baie. Lasă-mă să spele petele, dar acum chiar nu mai pot, că nu mai am ce să mă îmbrac. Spăl în fiecare seară, la mână. De luni fiecare își spală când are tură. Nu de oftică când un om îi spui și nu te înțelege și caută cearta, atunci mor. Evit, ies afară, mă duc, mă întorc, fac de treabă, nu vreau să mă cert. În primul rând e de la mine din Călăraș. Sunt colegă cu băiatul dânsei și am zis, îmi pare rău că am făcut treaba asta. Încerc să evit, să mă liniștesc, dar credeți-mă că nu pot, n-am cum. Uitați-vă, și am venit cu ele în brațe. Păi și nu le-ai băgat? Păi a băgat Inga mâna înaintea mea. Și ce trebuia să fac? Să-i le scot copilului din mână? N-a știut. Acum am venit cu ele aici. Nu că ea le bagă și le bagă. Păi cum să le bagi dacă eu sunt? Cine? Eu știu că trebuie și să are și Laura. Doamna Gica știe că de la era 16 minute, stau aici ca să bag și eu. Da, dar eu am crezut, hai să spun, eu am crezut că eu știam că trebuie să bagi tu. Și zic, n-am apucat. Cum s-o trimit? Eu am văzut că-s haine acolo. N-am vrut să fac ceartă, n-am vrut să fac un rahat. Cum să-i spun, du-te la Dorina și cheamă că termină mașina. Îmi place să mă ceri. N-am apucat. Ei, n-am știut. Dar eu n-am nicio treabă, nici cu vorbă, nici de nevorbă. Nu vreau să am contacte, că îmi umblă la nervi și eu nu știu să mă calmez repede și nu vreau să mă cert cu nimeni. Vreau să stau liniștită. Păi și eu spălam și stăteam liniștită. Cum am zis eu, de începând de astăzi îmi pare rău, nu mai vreau să mă băgați în seamă, nu vă mai bag în seamă. Asta e, nu vreau să mă judece, dar nu mă interesează. Dar eu nici nu evit, fug de acolo, de unde este, tot la fel. Lasă-o să facă cum vrea, să vadă lumea ce face ea. Că e bătrână, dar pare că este foarte blândă. Dar nu vede, mă, că e cu zâmbetul pe buze toată ziua. Și râde toată ziua, deci noi ne ofticăm de... Taie transpirațiile și ea râde, îți râde în nas, așa. Doamna Paula i-a făcut-o de venea rău femeii acolo pe canapea. Când? Zilele trecute. Tot așa, niște contraziceri care i le-a dat așa urâte. Băi, omul Dumnezeu, trebuia să fii conștient când ai venit aici. Când e în live, nu poți să pleci. Când nu e în live și spovedește, fă coada acolo și întoarci, fă stânga, la stânga împrejur și pleacă. Ca să nu se ridice nici tensiune, nici nimic. Păi... N-ai ce face când zis, când se vorbește în live, că n-ai cum să pleci. Eu atunci când m-am încercat, că așa am făcut așa,
A vrut să fac o magie să dispară, dar n-a ieșit. Dar nici noaptea nu se arăta deloc liniștită în dormitorul mamelor. Tu plimbați 3 ore și nu zice nimic. Cum adică ne plimbăm? Dar ce să facem? Să ne băgăm în pas, să stăm în pat, mă mâi sau Doamne iartă-mă? Să ascultăm sfărăitul. Am avut treabă, da, avem și noi treburi, noi nu dormim toată ziua. Da, un fan. Tu vă suciți sau vă răsuciți? Păi tocmai. Păi și cum voi vă deranjează orice? Dar sfărăiți, doamnă, până nu ați mai putea. Eu nu v-am mai zis nimic. Credeți că vreau? Dar eu nu pot să mă culc la comandă. Sunt nopți când mă culc mai de zi. Dar vă spărați orice. A doua zi, doamna Dorina voia să-l pună în temă și pe Paul cu comportamentul bunicii Ecaterina. Paul, scuză-mă, îmi cer scuze și față de tine și față de taicătul, dar bunica a exagerat. Nu știu ce are cu mine și ar fi rușine pentru noi că suntem călărășini. Știu, dar nu... Măi, dar știi cum? Deci într-una, măi, Paul, nu pot să... Deci am evitat-o. Zic, lasă-o, mă, lasă-o, că e bătrână, lasă-o. Băi, frate, vine chiar atunci, în momentul ăla, când te ia nervii cei mai mari. Da, ea mi-a zis că, de la început de când a venit, că s-ar putea să avem niște probleme, dar eu n-am zis niciodată în live. Mi-a spus că s-ar putea să avem din cauza că a fost alusemii. Nici nu m-am gândit la chestia asta. Și când am văzut s-a întâmplat... Probabil de aia face dânsa așa, eu nu. Sincer, adică tu când ai vorbit cu copilul meu și știi despre ce e vorba și el și tu, ce treabă avem? Și în primul rând ce a fost, a fost. Nu ești tu vinovat că prima primea și pe mine cu chirie. Cam așa a fost la voi, să înțeleg. Da. Nu? Deci nici n-am ținut cont de treaba asta. Eu n-am nicio problemă. Mie mi-e rușine când o să dau ochii cu taicătul. Deci eu n-am nicio problemă cu asta. Dacă asta e problema ei, spune nu, că nu am nicio problemă. Azi, mă, cred că o fi nu și de la am asta. Nicio problemă. Nicio problemă. Nici Sebi cu tine, nici eu. Asta este. Viața merge înainte. N-a fost soția lui și i-ai luat-o tu și băi, sunteți dușmani de... Păi poate că nici ea nu se dușmănesc. Nu e problema mea asta. Crede-mă. Stați un pic până la bunica și doamna Dorina. Ce fosta ta, ce-a făcut? Bunica, când a venit în prima zi aici, mi-a spus că o să aibă probleme cu doamna Dorina din cauza că fosta lui Sebaidin a stat la mine în chirie. Și acum m-am gândit că de la asta o fi, până la urmă... Dar ce legătură? Stați un pic. Eu înțeleg că sunteți din Călăraș toți, dar oricum și... Da, un oraș nu mare, dar nici mic, adică mediu. Și cumva, știți cum e, lumea e mică și v-ați întâlnit aici la Mireasa. Deci, fosta ta iubită... A trebuit să meargă la facultate. Așa. În Constanța, când s-au început facultățile. Acum? În aprilie. A, așa, aprilie. Da. Și s-a mutat la Paul. Noi cum așa? Dar noi nu ne știam. La Paul, stai puțin. În apartament. A, fără chirie. Paul. Nu știu, cu Paul, de fapt. Și stăteai și tu ai stat într-un apartament cu fosta iubita lui Sebaidin? Da. Serios? Serios. Adică ai închiriat o cameră? Da. Așa, și l-ai cunoscut? Noi ne-am cunoscut când am ajuns aici. Dar cum ați ajuns la povestea asta? Că nu știu. Păi el mă știa pe mine și mi-a spus. Dar de unde îl știai tu pe el? De pe Facebook. Mi-a arătat fosta lui iubită. A, și l-ai recunoscut din poze? Da, că atunci mi-a spus, uite, el este iubitul meu, o să vină. Păi și am zis, da, nu-i nicio problemă. Și ai mai venit pe acolo? Nu, pentru că noi ne-am despărțit. A fost și treaba aceasta și multe alte lucruri. Că și... s-a dus la el în apartament, da. Și asta... Și nu ți-a convenit. Și mai multe lucruri și am decis să ne despărțim. Acum a venit să te întreb și mai ce, că pare așa. Deci, pe tine te-a deranjat că iubita ta la vremea aceea, adică în primăvară, s-a dus la facultate în Constanța și în loc să-și stea la cămin sau să-și ia o gazdă, o stea la o doamnă sau așa, uite că l-a găsit tama pe Paul de la Mireasa și... Paul de la Mireasa a închiriat și el o cameră. Da, mi-a zis un prieten, n-am putut să închiriez niciodată. Mi-a spus un prieten dacă pot să ajung. Da, dar noi nu am discutat, stai un pic, că eu sunt așa, zici că am picat din cer. A fost ceva între voi? Nu, n-a fost nimic. Jură-te. Am avut un prieten bun, mă jur. Am avut un prieten bun și mi-a spus, mă, și așa stai singur, aveam 3 camere și mi-a zis, dacă vrei, am o prietenă, se poate muta la tine și am zis, ok. Prietenul bun, nu știu ce să fie. Și de ce n-ai luat un băiat în cameră, în casă, ca să nu fie discuții? Păi, n-am avut, nu m-am și fata e în continuare acum la tine, în gazdă? Nu. A plecat? A terminat facultatea și a plecat, a stat 3 luni. Aha.
Dar nu știu ce rost își are discuția. Dar nu bunica, ai adus discuția asta. Te simți mai bine dacă ai adus discuția asta din nou aici? În primul rând, omul ăla nici nu este aici, deci îl faci public în primul rând. Da, bunica mi-a spus în prima zi că o să avem probleme din cauza asta. Dar și de ce? Dar de ați avut asta vreau să zic. Stai puțin, se mai bine. Până la urmă, doamna Dorina a început cu porci și așa. Până atunci bunica nu-i spusese nimic. Deodată, păi am început cu porci, într-una o spui, băi, du-te și dormi și tu o noapte. Azi noapte m-a rugat Adriana să o trezesc. I-am zis, ce vrei să-mi iau iar cu ea, că face și urât când o trezești. Deci dânsa trebuie să doarmă, trebuie să mănânce, trebuie să facă orice vrea, ori noi nu. Dar ai văzut, Adina, ori imagine, că ne plimbăm, n-avem voie, noi nu putem să ne ducem să ne îmbrăcăm, nu putem să ne ducem să ne luăm nimic, că deranjăm tot timpul. E adevărat. Noi suntem, eu sunt vinovată. Bun, zic că asta e cel mai bine ar fi ca eu și mama mea să plecăm din această competiție. E foarte bine așa să locul aici. Ne elimine toată lumea, să rămână doamna. Acum să vedem cu cine mai face materiale. Ce bune, serios. Tu știi cum se pleacă din emisiune? Știm, dar nici în halul ăsta nu putem ca să ne terorizeze în halul ăsta. Ei, lăsați acum că nu o să facem nici pe bunica teroristă că ok, poate e așa. Păi mai... bunica face ce face aici, uite așa, păi, și mai încolo se duce și râde. Doamna Simona, chiar așa? Dreptate. Eu n-am spălat toată săptămâna. Întrebați-o pe și eu n-am spălat de două săptămâni, pentru că am mai multe lucruri. Dar am zis, lasă să spele petele, să nu ne cercăm. Stați un pic, am plecat din dormitor, m-ați văzut când am plecat. Avem o soluție noi, băieți, să mai vină la mine. Și ați venit cu două să faceți ceva. Un pic, doamna, mai încet, așa, că nu auzim bine tot. Eu m-am este bună. Ia. Da, și a fost ideea lui Deni și chiar așa. Bravo, deci, Deni, așa. De exemplu, în seara aceasta este o mamă cu două, sunt de servicii trei. O mamă cu două surori, cu două nurori. Spală ele. Mâine seară cine? Bravo. Păi, nu mai avem noi o soluție, băieți, să mai aducă la noi haine, pentru că la noi folosim mașina zilnic. Nu știu ce să zic. N-aș vrea să încurcăm lucrurile că nu. Nu e cazul, exact. Să vă treziți cu cine știe ce lejerii pe acolo și să iasă discuții. Băgăm, ne scoatem. Nu, lasă, nu băgăm, ne scoatem, băgăm. Uite, foarte bine. Sunt femei din toată firea, toate, multe, au idei, au soluții, iată că există și o soluție. Sigur voi pleca bolnavă de aici, vă spun sincer, mai bine. Doamna Dorina, ascultați-vă sfat de la mine, dar nu stați un pic. Acum știți foarte bine că nu vă ține nimeni cu forța, drept dovadă poarta deschisă, dar nu despre asta este vorba. Eu aș vrea să nu mai luați atât de personal totul, că până la urmă era la naiba o mașină de spălat. V-au dat foarte bune sfaturi mamele. Hai să nu, ați băgat la spălat, trebuia să vă inflamați așa. Eu nu am spus mâna pe rufele ei ca să-i le iau după mașină. Dar n-a spus nimeni asta, doamna Ecaterina. Nu luați nici dumneavoastră așa că ați spus mâna, că nu v-a acuzat nimeni că ați spus mâna. Pe și dumneavoastră cu mine ați spus, Adriana. Dacă mă enervam și eu, cred că nu știu ce să spun. Oricum, să știți că Inga este vinovată. Inga este vinovată. Ea a venit, ea și-a băgat rufele înaintea mamelor și uite, dacă nu-și băga Inga rufele, nu aveam această discuție. Da, serios? Da, serios. Acum, nu știai și tu ce se întâmplă acolo? Nu, adică eu m-am dus în baie, am văzut că este liber. O furicică, e liber? Ce să fac? Am văzut. Doamna Simona, cred că suntem și tensionate și datorită faptului că nu prea ne odihnim și e adevărat, adică nu e nimic inventat. Sau am comandat niște dopuri, sperăm să ne ajungă astăzi. Da? Doamne ajută, măcar voi aveți posibilitatea să puneți dopuri. Sunt mame care au copii mici. Care nu pot să-și pună dopuri, că ce să vezi, trebuie să audă copiii. Da. Asta e, în viață există diverse probleme, fiecare cu problemele. Important e că toți copiii ăștia, aproape toți, uite, sunt cu te iubesc, cu așa, asta e.